Un guvern condus decât su ar fi încă un blestem asupra României, după blestemul de a fi avut cel mai slab guvern din ultimii 30 de ani, guvernul Orban, în cea mai grea perioadă din punct de vedere sanitar și economic. Nominalizarea lui Câțu este o nouă lovitură a guvernului PNL asupra românilor. Este scandalos să instalezi la conducerea țării un guvern condus de un politru care a fugit de la investirea precedent ca premier care a îngropat România în datoria aberante care a scutit băncile și corporațiile de taxe, dar a tăiat alocațiile, pensiile și salariile. Nu trebuie uitat faptul că Florin Câțu a declarat că sănătatea și educația nu trebuie să fie priorități naționale. PSD respinge categoric nominalizarea lui Câțu și tuturor parlamentarilor responsabili să respingă propunerea unui guvern condus de Câțu dacă acesta va ajunge în Parlament. Câțu este un pericol real pentru România. În multe ocazii și-a manifestat public obsesii fără nicio legătură cu realitatea găuri negre în economie, bugete duble investiții faraonice în timp ce România a pierdut în numai 9 luni peste 5% din produsul intern brut. Românii pot face diferența dintre propunerea PNL susținută de președinte în persoana lui Câțu. Un politruc frenetic și exaltat și propunerea PSD în persoana doctorului Rafila, un profesionist recunoscut la nivel mondial, perfect potrivit să rezolve criza epidemiologică care ucide oameni și blochează economia.